Frați și surori, și în dimineața aceasta, haideți să spunem slăvit să fie Domnul. Ne-a dăruit o dimineață frumoasă, o dimineață de primăvară și mai cu seamă ne-a dăruit o nouă zi de har în care să ne întâlnim, să fim împreună, să ne închinăm înaintea Domnului și să stăm în prezența Lui. Vă salutăm pe toți cei care ați venit în dimineața aceasta la închinare. Dumnezeu să vă și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Haideți să începem întâlnirea noastră și închinarea noastră înaintea Domnului. Slăvim pe Domnul cu cântarea 109 în laudele Domnului. Dimineața minunată la noi iarăși a sosit. Spunem la cântarea aceasta rugăciune, amin. Domnul să ne ajute ca toată ziua să o petrecem biruitori și să mergem biruitori spre biruință. Haideți să mai cântăm cântarea 77, tot în laudele Domnului. E o cântare mai vioaie data asta și probabil prima a fost rugăciune, a fost mai greoaie. Să-i cântăm un aleluia și un mulțumesc frumos, căci lauda și mulțumirea îl slăvește pe Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare și cântăm cântarea aceasta. Să-i cântăm.
Ultima strofă, fratele Doru Hirghelegiu va cere binecuvântarea Domnului și ne va da și un întemn pentru timpul de închinare. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Amin. Sfințească-se numele Tău, amin. Vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, cât har și câtă îndurare ai arătat față de noi, pentru că binecuvântați și ocrotiți de Tine suntem în dimineața aceasta aici, în acest loc, și dorim să-ți mulțumim pentru aceasta. Doamne, cuvintezi întâlnirea noastră cu prezența Ta. Amin. Doamne, lasă cuvântul Tău să vorbească fiecăruia dintre noi, potrivit cu nevoia fiecăruia. Doamne, în mod deosebit dorim să fie un cuvânt mântuitor. Un cuvânt care să mângâie, un cuvânt care să îmbărbăteze, să ridice, să elibereze pe cei împovărați. Da. Doamne, dă har în sensul acesta celor ce se vor ridica în numele Tău. Doamne, îmbracă-i cu Duhul Tău cel Sfânt. Tot astfel Te rog și pentru mine, nevrednicul. Doamne, ajută-ne ca să spunem despre lucrurile frumoase pe care Tu le-ai făcut pentru fiecare dintre noi, dintr-o inimă curată. Doamne, binecuvântează-și pe cei dintre noi plecați în lucrul Tău. Fă-i de folos și fă-i o binecuvântare acolo unde sunt. Te rugăm și pentru cei bolnavi, Doamne, care ar fi dorit să fie împreună cu noi la părtășie și nu pot să fie. Binecuvintează-i acolo unde sunt. Pe cei care ne urmăresc pe internet, Doamne, vorbește-le și lor prin cuvântul Tău. Ne închinăm și îți mulțumim, Doamne, că și ne vei binecuvânta. Pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumesc, vă rog să reocupați locurile și să deschideți cu mine Sfânta Scriptură în Evanghelia Vieții, în Evanghelia Bucuriei, în Evanghelia Mântuirii, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10. Și vom citi de la versetul 11. Desigur, cei care citesc și cunosc Sfintele Scripturi, când spui Ioan capitolul 10, cam să știe despre ce este vorba. Iar cei care mai aprofundează Sfintele Scripturi știu ce spune și versetul 11. Și mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze pe toți aceia care iubesc cuvintele Sfintelor Scripturi. Spune așa versetul 11 al capitolului 10 din Evanghelia după Ioan. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Amin. Amin. Frați și surori, mare har și mare binecuvântare am căpătat prin îndurarea Dumnezeului nostru. Să fim păstoriți de un păstor bun. Dacă este un păstor bun, desigur că este de la sine înțeles că este și un păstor nu chiar așa de bun. Și de ce să nu-i spunem pe nume? Este un păstor rău. Vreți dovada? Penitenciarele pline, spitalele pline, tribunalele pline, victime la toate colțurile străzii, indiferent de vârstă, în fiecare generație, acest păstor își are oile lui și se văd de departe cum arată oile păstorite de un astfel de păstor. Domnul Iisus Hristos nu este lipsit de modestie când spune cuvintele acestea, eu sunt păstorul cel bun, pentru că asupra lui aș dori să zăbovesc mai mult. Nu este lipsit de modestie, dimpotrivă, într-un mod responsabil și într-un mod asumat face această afirmație și spune, eu sunt păstorul cel bun și parcă vine să completeze ceea ce cu câteva sute de ani înainte un alt om al lui Dumnezeu spunea. Nu e așa că și Psalmul 23 este arhicunoscut de copiii Domnului. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. De ce? Pentru că este un păstor minunat, ca nimeni altul.
El mă pașe pe pășuni vieți și mă duce la ape de odihnă. Ce păstor, câtă purtare de grijă! Noi așa, frați și sorori, că beneficiem și noi de acest lucru. El mă pașe pe pășuni vieți și El mă duce la ape de odihnă. Să te lași întru totul purtat și sub grijă acestui păstor minunat. Și El este Cel care face lucrul acesta. El te duce la pășune, El te duce la ape de odihnă. Suntem întru totul dependenți de ceea ce este El pentru noi. Și apoi spune omul lui Dumnezeu mai departe, atât de frumos în Psalmul 23, despre acest păstor care este atât de minunat. Dar haideți mai bine să deschid și să citesc din Psalmul 23, unde spune Sfânta Scriptură astfel: Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Acest păstor minunat nu numai de trup are grijă, El se îngrijește tot atât într-un mod de minunat și de sufletul fiecăruia dintre noi. Spune că îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina, nu din pricina meritelor, nu din pricina că sunt eu cineva, nu, din pricina că El este bun. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, desigur vin și astfel de momente în viața fiecăruia dintre noi. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Nici în cele mai grele momente ale vieții, acest bun păstor nu abandonează și nu renunță la noi. Chiar și atunci când trecem prin singurătate, când nimeni nu mai este în jurul nostru. Spune, Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Câtă dependență! Doamne, Tu îmi întinzi masa! Nu în îmbrăznicia mea încerc eu să mă afișez și să stau la o masă bogată de cei din jurul meu să nu mai poată de ciudă. Nu. Eu sunt la dispoziția și în totală dependență de bunul păstor. Și El îmi întinde masa în fața potrivnicilor mei și potrivnicii nu pot decât să rămână consternați, uimiți, scârșnesc din dinți. Dar nu au ce să facă, fiindcă nu se pot pune cu un astfel de păstor. Dar omul lui Dumnezeu se oprește doar la aceste binecuvântări. Pentru că în vremea când El a scris lucrul acesta, nu putea să conceapă în mintea lui limitată, om fiind, căci va veni un păstor care va face mai mult decât atât. Nu numai purtare de grijă, de trup și de suflet. Nu numai purtare de grijă pentru o vreme mai scurtă sau mai lungă. Un păstor care să-și dea viața pentru voi, El așa ceva nu concepea. El ca păstor fiind. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, printr-un alt proroc, alt om al lui Dumnezeu, în versetul 6, din binecunoscutul Isaia, capitolul 53. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra cui? Asupra păstorului. Asupra păstorului celui bun. Asupra lui Dumnezeu a făcut să cadă nelegirea noastră a tuturor. Ce păstor binecuvântat, ce păstor minunat și ce beneficii mari avem din pricina faptului că El este bun. Desigur, în binecunoscutul capitol 23 din Matei, Domnul Iisus Hristos mustră fariseii și cărturarii de pe vremea sa, pentru că ei care se erijau a fi niște lideri spirituali, a fi lideri în poporul lui Dumnezeu, ei care aveau grijă de propășirea lor spirituală, erau ajuns în apostazie, departe de tot ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Și un capitol întreg, Evanghelistul Matei, ne arată modul în care Domnul Iisus Hristos nu iartă, nu-i cruță, ci le spune adevărul în față. Lucru care, bineînțeles, că se regăsesc în câteva capitole mai târziu, când Domnul Iisus Hristos este acuzat de toți aceștia. Trecem la partea a doua a versetului, care... După ce spune că eu sunt păstorul cel bun, trecem la partea a doua versetului care spune păstorul cel bun, spune Domnul Iisus Hristos, își dă viața pentru voi. Am rămas și rămân întotdeauna consternat când citesc Sfintele Scripturi de faptul că împreună cu Domnul Iisus Hristos au fost răstigniți, spune Evanghelia, și doi făcători de rele, unul la dreapta lui și unul la stânga lui.
Și toată cohorta aceea, toată cea mare mulțime, era adunată și știți pe cine-i Bajicurea? Știți împotriva căruia era îndreptată toată ocara și toată bajocura? Asupra celor răi? Asupra făcătorilor de rele? Nu. Toată ocara, tot disprețul, norodul, ostașii, ba încă și chiar unul dintre cei răstigniți. Toate acestea erau îndreptate asupra celui mai bun om care a trăit vreodată pe pământul acesta. Asupra Domnului Iisus Hristos. Toți și cei ce au mâncat din pâini și din pâine munțite prin binecuvântarea Domnului și din pești binecuvântați și toți cei care au fost vindecați, surzi, slăbănoși, leproși, tot felul de boale, chiar și cei înviați din morți. Nu s-a găsit unul măcar să stea acolo în fața norodului și să spună: uite, eu sunt unul din cei care a beneficiat de bunătate și de îndurare acestui om. Nimic. Toată lumea bajocorea și toată ocara și tot disprețul, așa cum spune Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit, privește omul lui Dumnezeu și spune că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă, noi cei pentru care a venit acest minunat păstor, nu l-am băgat în seamă. Așa cum spune în această minunată Evanghelie, în prologul Evanghelistului Ioan, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Au spus că nu, prin modul lor de a se manifesta, au spus că nu au nevoie de un astfel de păstor. Păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Frați și surori, cred că sunt motive îndeajuns de puternice ca să ne motiveze la laudă și la închinare prin rugăciune în dimineața aceasta. Apostolul Petru, bătrânul Petru, când își scrie cea de-a doua epistolă și spune: când se va arăta păstorul cel mare. Desigur, Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun, păstorul care și-a dat viața pentru voi. El este marele păstor, va veni ziua când orice genunchi se va pleca în fața lui. Chiar și cei ce l-au străpuns, și cei ce l-au bajocorit, și cei ce l-au scuipat. Facă bunul Dumnezeu să trăim o viață plină de recunoștință, în plină dependență de tot ceea ce Domnul Iisus Hristos, bunul nostru păstor, a făcut și face pentru fiecare dintre noi. Vă invit, frați și surori, să ne ridicăm în picioare și toți cei care vor să mulțumească și să se închine bunului păstor, pot să o facă.
Haideți, așa cum stăm, să cântăm cântarea 703 din Laudele Domnului. Azi Domnul este păstorul meu, eu lipsă n-am să duc. Meu suflet, lumea lui.
să înalți jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin. Harurile ei aduse și comorile ei nespuse, iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Dorim și în continuare să înălțăm jertfa Domnului Iisus Hristos, pe El și pe El să-L glorificăm. Cântăm cântarea aceasta și după această cântare, fratele Andrei ne va sluji la masa Domnului, ne rugăm ca Domnul să-L călăuzească, să-L binecuvinteze pe El și pe noi toți. Amin. Amin. Chiar astăzi dorințele noastre, că să privim la Golgota și să înălțăm această jertfă măriață, așa am afirmat, asta ne dorim. Ne dorim ca viața noastră să fie aprinsă de Dumnezeu pentru împărăția Lui, asta am cântat, și să ne ajute Dumnezeu ca să trăim aceste realități. Probabil că cel puțin odată vi s-a întâmplat fiecare dintre dumneavoastră, de la copii, tineri, până la persoane mai în vârstă, să doriți să realizați ceva, să vă implicați poate într-un proiect, să începeți cu entuziasm și datorită diferitelor lucruri care s-au întâmplat să abandonați lucrul respectiv. Poate că unii încă mai experimentează acel entuziasm la început de an, de-a își citi Scriptura și când ajung pe la, știu eu, ce carte,
parcă nu mai au același entuziasm și unii, din păcate, abandonează. Poate că unii s-au implicat în diferite proiecte ale bisericii, la cor, la fanfară, să mai știu eu unde, în altă parte, au început cu entuziasm, dar undeva pe traseu s-a pierdut entuziasmul ăla și au lăsat lucrurile. Poate că în viața de zi cu zi ne-am propus anumite lucruri și am zis, vom face cu tare și cu tare lucruri, dar undeva pe traseu ne-am împotmolit și ne-a părăsit acel entuziasm. Dar citind săptămâna aceasta Evanghelia după Ioan, am recitit un verset care îl știam de mult timp și mi-a plăcut așa de mult și Dumnezeu mi-a vorbit prin el și aș vrea ca să împărtășesc în dimineața aceasta cu dumneavoastră această meditație pe care Dumnezeu mi-a dat-o, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos a mers până la capăt. Aș vrea ca să deschideți Ioan, capitolul 13, aș vrea ca să citesc primul verset și apoi o să fac referire și la alte versete. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă îi iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Amin. Suntem în seara când Domnul Iisus Hristos instaurează această masă de aducere aminte. Și Ioan consemnează acest lucru, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și această expresie, până la capăt, mi-a atras atenția și m-am gândit ce a făcut Domnul Iisus Hristos, cum și-a dus lucrarea începută până la final, fără să se oprească, fără să se împotmolească undeva pe traseu, ci a dus toată această lucrare până la capăt. Și dacă noi astăzi stăm aici în biserică și avem această masă de aducere aminte în mijlocul nostru, e pentru că Domnul Iisus Hristos și-a dus până la capăt lucrarea Lui. Pentru că dacă n-ar fi fost așa, noi astăzi n-am fi gustat mântuirea, noi astăzi nu am fi putut să ne bucurăm de această aducere aminte a jertfei și a patimilor Lui. Domnul Iisus Hristos a mers până la capăt și aș putea să adresez o întrebare, de ce a mers Domnul Hristos până la capăt? Și dacă ne uităm în Evrei, capitolul 10, avem acolo versetul numărul 7 care spune așa, atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus Hristos a început lucrarea și a mers până la capăt pentru că a ascultat și a vrut să împlinească voia Tatălui. Știa Domnul Iisus Hristos că se va naște într-un loc umil, într-un loc sărac. Știa că va fi respins, știa că, deși va face multe minuni, oamenii nu vor iubi pe el, ci vor iubi doar minunile și vor vrea doar pâinile lui, știa că îi se va spune că are drac. Știa toate lucrurile astea. Și cu toate acestea, acceptă planul divin al lui Dumnezeu și ia un trup ca al nostru și ascultă voia Tatălui până la finalul vieții lui. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. A fost într-o ascultare perfectă de Dumnezeu Tatăl. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut voia Tatălui, dimineața aceasta avem acest har deosebit, să stăm la această masă de aducere aminte. Ne aducem aminte că a împlinit voia Tatălui 100%. Întrebarea pentru noi astăzi e următoarea. Dacă cunoaștem voia lui Dumnezeu față de viața noastră, cât o aplicăm și cât vrem să o punem în practică? Nu i-a fost ușor Domnului Iisus Hristos. Nu i-a fost simplu. Dar cu toate astea, el a spus, da, Tată, te ascult. S-ar putea ca voia lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră să nu fie simplă, să nu fie ușoară, să fie provocatoare. Dar uitându-ne la
această jertfă a Domnului Iisus Hristos la viața Lui perfectă și ascultarea Lui deplină, vrea ca să ne punem și noi inima și să spunem, Doamne, vrea ca să-ți ascultăm voia și să o împlinim până la capăt, pentru că lași să ne chem. Domnul Iisus Hristos și-a făcut lucrarea până la capăt pentru a asculta de Tatăl și voia Lui. De ce? Pentru a împlini Scripturile. În Matei avem o scenă când în grădina Ghețimani, Petru, plin de entuziasm și plin de devotament față de Dumnezeu, de Domnul Hristos, în capitolul 26 ni se prezintă cum el scoate sabia și taie urechea robului marelui preot și Domnul Iisus îi spune atunci următorul lucru, în 26:52. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor peri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Domnul Iisus Hristos era conștient de tot ce era scris în Vechiul Testament despre viața Lui și despre tot ceea ce avea să pătimească. Și pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, care ceea ce spune aceea împlinește, Domnul Iisus spune așa, Petre, dacă nu se întâmplă toate lucrurile astea, dacă eu nu merg până la capăt și cer intervenția divină, să vină îngerii să mă ajute în situația asta dificilă, Petre, nu se vor mai împlini Scripturile și Scripturile trebuie să se împlinească. Și dacă citim Evangheliile, în diferitele situații, de la răstignire sau dinaintea răstignirii, avem versete care fac aceste referiri în mod permanent. S-a întâmplat așa pentru că fusese vestit mai înainte de prorocul sau ca să se împlinească Scripturile. Dragi frați și surori, în dimineața asta aș vrea ca să ne punem inima și să fim încredințați că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. Ne-a promis încă de la începutul lumii că va trimite un eliberator, un salvator. Și astăzi, stând această masă, vedem că Scripturile s-au împlinit. Și asta nu e decât o bucurie. Și ar trebui să fie entuziasm pentru fiecare dintre noi. Dumnezeul nostru e credincios și ce a promis a împlinit. Slăvit să-i fie numele. Nimic din ce a promis în Scriptură nu a rămas neîmplinit cu privire la Domnul Iisus Hristos. Ne uităm la această masă de aducere aminte și ne aducem aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a promis un lucru. Ne-a promis că va veni ziua când vom serba masa aceasta împreună cu El, în împărăție. Dacă toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu le-a spus s-au împlinit, oare nu se va împlini și lucrul acesta? Așa că vă provoc ca în dimineața asta, privind la această masă de aducere a minte, luând din ea, să privim prin ochii credinței în veșnicie, să privim și să așteptăm cu nădejde că nu mai este mult și Dumnezeul nostru va veni să ne ia ca să avem această masă de aducere aminte din nou, într-un alt mod, împreună cu El, în împărăția Lui. Domnul Iisus Hristos a mers până la capăt pentru că a ascultat de Tatăl, pentru că a împlinit Scripturile. Și aș putea spune că a mers până la capăt pentru că i-a iubit pe ai săi de atunci, și privind peste viacuri, m-a iubit pe mine și pe dumneavoastră. Oare nu știa Domnul Iisus Hristos că acolo, în grupul ăla lor restrâns, la masa aceea de seară, e unul care, deși a stat cu el 3 ani și jumătate, avea deja planul stabilit pentru a-l vinde? O bada știa, pentru că dacă ne uităm în versetul 21, spune așa, după ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Știa lucrul ăsta și cu toate acestea i-a iubit până la capăt. Nu știa Domnul Iisus Hristos că toți îl vor trăda, îl vor părăsi? Ba da, știa lucrul acesta. Și chiar îl înștiințează în acea seară pe Petru și îi spune la finalul capitolul 13, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori.
Cum? Să știi lucrurile astea și totuși să iubești? Câteodată parcă ne e greu să iubim pe ai noștri care ne doresc binele și parcă avem așa piedici. Dar când știi că cei în care ai investit atât de mult te vor părăsi, te vor trăda, te vor vinde chiar, să continui să iubești? Da, pentru că Domnul Iisus Hristos nu e ca noi. El e Dumnezeu și ne iubește până la capăt. Peste viacuri s-a uitat și știa că Andrei va avea momente când îi va întoarce spatele. Deși i-a jurat credință și i-a jurat supunere și dragoste, vor fi momente în viața lui când, atras de poftele lumii acesteia, îi va întoarce spatele. Știa Domnul Iisus Hristos asta. Și cu toate astea ne-a iubit pe fiecare dintre noi. Știa că nu vom putea fi credincioși lui 100%, ci vom avea fiecare din noi căderile noastre. Dar cu toate astea ne-a iubit până la capăt. Și dragi frați și surori, dimineața asta, privind la pâine și la vin, amintindu-ne de jertfa lui, ne aducem aminte că el ne-a iubit până la capăt. Și ce a însemnat în final acest până la capăt? Și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2 cu versetul 8, ne arată: la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta a însemnat pentru Domnul Iisus Hristos iubirea lui până la capăt, aici, pe pământ. Știa că va avea parte de cea mai crudă moarte posibilă și cea mai dureroasă moarte posibilă, aceea prin răstignire. Știa că va îndura batjocură peste măsură. Știa că va fi bătut și biciul îi va ara spinarii, așa cum spunem sal. Știa că va avea suferință și toți își vor bate joc și vor arăta dispreț, îmbrăcându-l într-un mod ironic în împărat, punându-i o coroană de spini pe cap. Știa că capătul acesta înseamnă moarte și nu moarte pentru că era vinovat de ceva, ci moarte pentru vinovăția mea și vinovăția dumneavoastră. Știa că va avea parte de o judecată nedreaptă. Știa că toți cei care le făcuse bine altcândva vor striga la moarte cu el. Și cu toate acestea a acceptat ca să ia trup și să vină aici, pe pământul nostru, și să meargă până la capăt. Pentru că așa e păstorul cel bun, așa cum ni s-a prezentat și la închinare, își dă viața pentru oile sale și Hristos și a dat viața pentru fiecare dintre noi. A mers până la capăt și nu s-a oprit. Deși poate câteodată ne întrebăm că, și gândim că ar fi putut să o facă. Și în calitatea lui de Dumnezeu, așa cum îi spune lui Petru, ar fi putut chema intervenție și să fie scăpat. Dar Domnul Iisus Hristos a venit și a spus: Tată, te iubesc și vreau să merg în ascultare de tine până la capăt. Să sufăr crucea, să îndur tot chinul și toată batjocura aceasta, pentru că îi iubesc. Îi iubesc pe aceștia, Tată, și vreau să-mi dau viața pentru ei. Sunt extraordinar de frumoase lucrurile acestea și inima ar trebui să ne fie plină de bucurie și de laudă. Dar aș vrea ca să lansez în același timp o întrebare pentru noi în dimineața aceasta. Spunem că Domnul Iisus Hristos este modelul nostru și foarte bine și privim la El în dimineața asta că a mers până la capăt. Frați și surori,
Ne-am pornit în alergarea aceasta a credinței, fiecare dintre noi, mai de mult sau mai de curând, și ne-am pornit către cer. Și se prea poate ca să fie avut un entuziasm mare atunci când ne-am pornit. Poate că nu ne era greu să renunțăm la confortul nostru, nu ne era greu să mergem să propovăduim oamenilor Evanghelia, ne era cumva bine, dar undeva pe traseul acesta am parcă pierdut entuziasmul acesta. Și în dimineața aceasta aș vrea ca să ridic următoarea întrebare. Domnul Iisus Hristos a mers până la capăt pentru noi, dar noi suntem dispuși să mergem până la capăt pentru El? Vom merge noi până la capătul vieții în ascultare de Domnul Hristos, în supunere, în slujire pentru El? Înțeleptul ne spune că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. E bine că ne-am pornit, dar haideți ca să ne asimțim privirile spre final și să dorim să mergem până la capăt. Ce va fi mâine? Eu nu știu. S-ar putea să fie o zi grea pentru unii dintre noi. S-ar putea să suferim pierderi, s-ar putea ca să avem necazuri, dar Domnul Hristos a avut parte de toate acestea și le știa dinainte ca să vină. Noi nu le știm. Dar, privind la modelul Lui suprem de ascultare, de a împlini lucrurile până la final, aș vrea ca să ne punem și noi inima și spunem, Doamne, vrem și noi să Te slujim până la capăt. Tu le-ai făcut toate astea pentru noi. Tu ți-ai dat viața și ai suferit toate astea pentru noi. Doamne Iisuse, vrem și noi ca să Te slujim și să Te urmăm până la capătul vieții. E frumos să privim la această masă, să înțelegem binecuvântările aduse de ea. Dar această masă ne responsabilizează, dragi frați și surori, ca să trăim o viață curată și o viață de ascultare până la capăt. Cum a fost viața de dedicare a dumneavoastră săptămâna asta? Cum ne-am trăit viața de credință? Pentru că ne apropiem de această masă și nu ne putem apropia în oricare mod, ci trebuie ca să ne cercetăm, să vedem, Doamne, oare Te-am slujit noi? Am fost noi curați? Am trăit în pace cu semenii noștri? Doamne, am fost noi așa cum Ți-ai dorit Tu ca să fim? Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca pe drumul acesta pe care am pornit către patria cerească, să mergem până la capăt, dragi frați și surori. Domnul Hristos, care a făcut-o deja, ne spune Pavel în Corinteni că El ne va ajuta ca să ducem până la final această viață de credință. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe toți și noi să rămânem în ascultare de El. Privim la această masă și ne aducem aminte că Domnul Hristos și-a dus lucrarea de mântuire până la capăt, în ascultare de Tatăl, pentru a împlini Scripturile, pentru dragostea față de ai Săi, și a făcut-o până la moarte și încă moarte de cruce. Cu lucrurile acestea în minte, aș vrea ca în dimineața asta să-i mulțumim Domnului pentru harul acesta nespus, de care ne-a făcut și nouă parte, să gustăm această iubire. Și vrea ca să-L rugăm să binecuvinteze pâinea și vinul care ne stau înainte. Vă rog ca să vă ridicați în picioare și îl rog pe fratele Nelu Prodan să ceară binecuvântarea Domnului peste viețile noastre, peste pâine și peste vin. Haideți ca să ne rugăm. Domnul Iisuse, mulțumim că ne-ai îndreptat în această dimineață, la această masă, privirile spre Tine, spre jertfa Ta, și am dorit din toată inima ca să Te rugăm să ne ajuți, ca să fim culoarea minte la ceea ce Tu ne-ai vorbit. Îți mulțumim pentru că ai iubit pe ai Tăi care au fost în lume și ne iubești și pe noi, toți cei care astăzi suntem înaintea Ta și ne-am pus încrederea în Tine. Și mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai iubit și ne iubești până la capăt. Îți mulțumim pentru
exemplul Tău de ascultare față de Tatăl și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că în dragostea Ta față de Tatăl și față de noi ai împlinit tot ce a fost scris despre Tine, măcar că ai știut dinainte toate. Mulțumim din toată inima că așa de mult Te-ai sacrificat, Te-ai jertfit pentru noi. Mulțumim că Ți-ai dat viața ca păstor al nostru. E așa de greu de înțeles lucrul acesta. Dar, Doamne Iisuse, dori ca să privim țintă, culoarea minte la Tine, Cel care ai mers până la capăt din dragoste. Și acum am dorit ca și noi să ne cercetăm, să medităm, dacă suntem dispuși ca să mergem până la capăt în ascultare față de Tine. Și la această masă, Doamne, Te rugăm să ne cercetezi și să ne ajuți pe fiecare dintre noi să răspundem pozitiv la această întrebare și să fim gata și noi, Doamne, la rândul nostru ca să Te iubim pe Tine și să iubim pe frați în ciuda tuturor imperfecțiunilor. Îți mulțumim că ne dai harul să stăm la masă. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat pe fiecare dintre noi până aici. Te rugăm în continuare să binecuvântezi lucrarea aceasta. Te rugăm să binecuvântezi pâinea și vinul care ne stau înainte, care sunt o reprezentare a trupului și a sângelui Tău care au fost date pentru noi. Te rugăm, Doamne, pe toți cei care vom întinde mâna să ne ajuți să o facem într-un mod corect, într-un mod cinstit față de Tine, așa cum ne înveți în cuvânt, într-un chip vrednic, prin vrednicia ce o căpătăm de la Tine. Te rog să binecuvântezi și pe cei care nu vor întinde mâna și pe ei Te rugăm să-i cercetezi. Și, Doamne, așa cum ne-ai amintit din nou astăzi de o nouă și minunată promisiune că va fi din nou o masă în viitor, în veșnicie, am dorit așa de mult cu toții să putem participa la masa aceea, când într-un chip nou vom serba această minunată lucrare. Te lăudăm și Te binecuvântăm că în credincioșia Ta vei împlini această promisiune. Fii lăudat și slăvit în veci de veci. Amin. Știm din Scriptură că în noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și după ce a mulțumit Dumnezeu, aflându-o și le-a împărțit-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Facem și noi în viața aceasta lucrul acesta, amintindu-ne de moartea Lui. Amin. Amin. Amin.
și rodul vinței, spunând: acesta este sângele meu care se varsă pentru iertarea multora. Și importăm și noi rodul vinței, amintindu-ne de sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. De multe ori în situațiile acestea, frații care ies își dau silințele să zugrăvească dragostea lui Dumnezeu manifestată în jertfa de la Golgota. Dar în limitele noastre, frați și surori, nu putem să arătăm adevărata valoare a dragostei lui Dumnezeu. Haideți în continuare să cântăm cântarea 61 din Laudele Domnului. Iubirea Lui e mult prea mare în vorbe simple să o descrii. Mai sus de orice stea răsare și în adâncim o poți găsi. După cântarea aceasta, corul va slăvi pe Domnul cu cântare. După cântarea corului, fratele Laurențiu va continua studiul biblic. Ne rugăm ca Domnul să-l călăuzească, să-l binecuvinteze și să fie o binecuvântare pentru întreaga biserică. Amin. Amin.
Deschidem tot la Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Și citim de la versetul 13 până la 22. Ioan 2, de la 13. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Și deschidem și la capitolul 12, de la versetul 26 până la 28. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Amin. Care ar fi cea mai mare pasiune a dumneavoastră? Dacă ar fi să dați răspuns la întrebarea asta sau să spuneți cea mai mare pasiune a vieții mele este, ce ați completa fiecare dintre dumneavoastră? Ce ați putea spune acolo? Care e cea mai mare pasiune pe care o știți în adâncul sufletului dumneavoastră? Pasiune, adică acel lucru care vă produce cea mai mare fericire și vă entuziasmează să-l faceți. Ei bine, astăzi avem despre slujirea cu pasiune. Și aș vrea să vedem câteva lucruri despre ce înseamnă să-L slujim pe Dumnezeu cu pasiune. E un cuvânt frumos. Aș vrea să ne concentrăm asupra Lui, asupra acestor două pasaje din Sfânta Scriptură pe care le-am citit și să încercăm să ne dăm răspuns dacă slujirea Lui Dumnezeu este pasiunea, ca să nu zic o pasiune a vieții noastre. Dacă este pasiunea, articulat. Am citit niște pasaje și mai ales primul este așa puțin stingheritor pentru noi. Nu știm cum să le explicăm prea bine, nu-i așa? De ce Domnul Iisus Hristos face ceea ce face în situația asta și în ce măsură este El un exemplu pentru noi când face așa ceva? Cum anume am putea să aplicăm corect pasajul acesta din Evanghelia după Ioan la viața, la slujirea pe care o facem noi? Sigur, noi nu vom face niciodată curățirea fizică a templului, a unei case a lui Dumnezeu. Dar cum putem aplica corect ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos
pentru că ni se cere și nouă în toată Biblia să-L urmăm pe Domnul Iisus. Și așa cum am citit la Ioan 12, spune că unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și sigur nu se referă la cer, în primul rând, ci se referă la lucrare, la slujire. Haideți să vedem ce înseamnă să-L slujim cu pasiune pe Domnul Iisus Hristos. Dar am început întrebându-vă care este cea mai mare pasiune a dumneavoastră. V-ați dat răspunsul? Ce puteți spune că vă entuziasmează cel mai tare? Vă face să simțiți că merită să trăiți? În ce lucruri v-ați investit, cu alte cuvinte? Pentru că lucrurile pe care le facem cel mai mult, acelea sunt definitorii pentru viața noastră. Ei bine, Domnul Iisus Hristos face de două ori curățirea templului. Cred că v-ați dat seama, citind Evangheliile, că odată a făcut asta la începutul lucrării și odată spre finalul lucrării. De două ori Domnul Iisus Hristos curățește templul de acești comercianți care își găsiseră loc acolo. Era o nevoie reală și știți problema că veneau oameni de departe, evrei de departe, care trebuiau să cumpere animale pentru jertfă, să-și schimbe banii ca să aibă în valuta templului, să poată plăti taxele, să poată să aducă jertfele. Era o nevoie reală, numai că Domnul Iisus Hristos afirmă ceva prin ceea ce face. Și aș vrea să vedem ce vrea Domnul Iisus Hristos de fapt să ne transmită și nouă peste vreme. În primul rând, slujirea cu pasiune înseamnă pasiunea pentru curăție. Pasiunea pentru curăție. Și aici primul lucru pe care vreau să-l ating este pasiunea pentru curăție personală. Înainte de a putea face curățenia casei lui Dumnezeu, noi avem nevoie să trăim noi înșine și să fim pasionați noi înșine de curățenia personală. Nu-i așa că nu poți să ai casa murdară tu și să te duci să faci curățenie în casele altor oameni. Parcă nu, e o incompatibilitate. Trebuie să fie un fel de viață să-ți ții casa în curățenie ca să te poți duce și să faci curățenie cum trebuie pe la alții. Tot așa și din punct de vedere duhovnicesc, noi trebuie noi înșine să fim curați și să fim pasionați de curățenia noastră înainte de a face curățenia casei lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 17. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Și-au adus aminte de cuvântul profetic din Psalmul 69, râvna pentru casa ta mă consumă pe mine, mă mănâncă, îmi acaparează viața, este pasiunea mea. Haideți să ne aducem aminte de câțiva oameni ai lui Dumnezeu consumați de pasiunea pentru curăție din Biblie. În primul rând m-am gândit la Phineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron. Deci acest nepot al lui Aron a făcut într-o anumită situație ceva care l-a făcut pe Dumnezeu să îl aprecieze și să spună: pentru că ai făcut asta, slujirea ta va rămâne pentru totdeauna și a urmașilor tăi va rămâne înaintea mea. A făcut un lucru, iarăși, asemănător, un lucru radical, asemănător cu Domnul Iisus Hristos. A făcut un lucru sângeros, i-a străpuns prin pântece pe amândoi, pe cei care din obrăznicie au sfidat porunca lui Dumnezeu într-o anumită situație de idolatrie și păcat din poporul lui Dumnezeu. Dar, iarăși spun, fapta lui a fost aprobată și apreciată de Dumnezeu. Ilie a fost profetul de foc. El a mers în numele Domnului să extermine idolatria din Israel.
pe Baal, pe Astarteia, pe prorocii acestor zei și să îi pedepsească chiar și pe cei doi, cuplul imperial, Ahab și Izabela. Ne aducem aminte de pasiunea lui Ilie și ne gândim ce râvnă pentru Dumnezeu. Oare cum a putut să aibă omul acesta asemenea foc sfânt în inima lui? Că noi de multe ori stăm așa de blazați. Noi nu simțim mare lucru. Pe noi nu ne doare de multe ori că ar trebui să trăim în curăție, că ar trebui să fie curățenie în casa lui Dumnezeu și continui spunând casa lui Dumnezeu suntem noi, pentru că da, curățenia asta fizică în casa Domnului, în adunarea asta de aici, ne place. Dar mă întreb, la fel de mult suntem pasionați și de curățenia spirituală, să trăim noi înșine în curăție și apoi să facem ca și adunarea să trăiască în puritate? M-am mai gândit la Ieremia. Ieremia, omul ăsta care a suferit pentru prorocia pe care a adus-o, o prorocie radicală, necruțătoare din partea lui Dumnezeu. Și citind-o în cartea lui, parcă nu te poate să nu te miște și să rămâi în admirație. Cu toate că a suferit, cu toate că a fost și lovit, a fost și batjocorit, a avut de înfruntat tot felul de lucruri rele din partea celor din poporul lui Dumnezeu. Nu erau niște păgâni care i-au făcut rău pentru prorocia bună pe care a adus-o el, pentru voia lui Dumnezeu pe care o a proclamat-o în poporul Domnului. N-a fost primit bine deloc. La un moment dat a trebuit să ajungă și cu picioarele în mocirlă, în noroi, dar și de acolo a găsit un cuvânt al Domnului pe care să-l spună. Și Dumnezeu l-a ajutat în toate, cu toate că nu era o fire puternică, nu era o fire din aceea, un aluat făcut ca să suporte greutățile și încercările, era o fire melancolică, Ieremia. Dar Dumnezeu l-a ajutat și l-a binecuvântat. Mă mai gândesc la Ezra. Și haideți să citim un pasaj din cartea lui Ezra. Ezra, capitolul 9, citesc versetul 3. Poate că știți împrejurarea, când au venit câțiva din poporul Domnului și i-au spus, vezi că poporul Domnului s-a amestecat cu neamurile și idolatria pătrunde și călcăm poruncile lui Dumnezeu. Ce a făcut Ezra? Spune, când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Observați aceeași pasiune a lui Dumnezeu care îl consuma și pe Ezra. Ca poporul lui Dumnezeu să trăiască în sfințenie, în puritate, în voia lui Dumnezeu și nu i-a plăcut deloc veștile care au ajuns la urechi, cu toate că el a făcut multe eforturi ca să aducă poporul, să facă reformă în poporul lui Dumnezeu și în felul acesta ei să se întoarcă de la căile lor semipăgâne la calea legii lui Moise. A văzut că totuși poporul are o anumită inerție și îi place să trăiască după modelul neamurilor. Trecem și în Noul Testament. Am citit despre Domnul Iisus Hristos și cred că deja începe să ni se contureze. De ce a făcut Domnul Iisus Hristos curățenia templului? Pentru ca să dea o pildă de pasiune în slujire. Ca să ne arate cât de mult ar trebui să fim consumați noi de râvna pentru casa lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a pus mâna pe bici. Nu știu pentru cine l-a folosit, că nu ni se spune, și eu nu îndrăznesc să adaug ceva la ceea ce este scris, dar spune că a dat afară, a răsturnat banii, în felul acesta arătând că n-are niciun fel de considerație pentru bani. Noi am fi zis cum să dai totul pe jos, să faci o asemenea dezordine, dar ce va spune Dumnezeu? Nu-i mai mare dezordinea asta decât ce era înainte? Frați și surori, cred că Domnul Iisus Hristos ne stă înainte ca un exemplu că ar trebui să fim
pasionați de slujirea lui Dumnezeu și de curățenia casei lui Dumnezeu, a noastră, a vieții noastre, să fim noi înșine curați, în așa fel încât să putem sluji cu pasiune celor care ne ascultă, celor care beneficiază de o slujire sau alta pe care o facem noi, pentru că noi n-avem voie să stăm degeaba înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie, fiecare dintre noi, să ne găsim locul și să facem ceva, să slujim Domnului cu ceva. Dacă cântăm la cor, să o facem cu pasiune. Nu să o facem așa numai ca să fie făcută activitatea asta. Să o facem cu pasiune, râvna pentru lucrarea asta să ne consume. Și asta vă doresc fiecăruia dintre voi. Vă apreciez pentru că faceți lucrarea asta. Să știți că e o lucrare bună, care trebuie făcută cu pasiune. Și asta se vede dacă e făcută cu pasiune. Noi, cei care slujim cu cuvântul, trebuie să o facem cu pasiune, în așa fel încât oamenii să simtă, dumneavoastră care ascultați, să simtă pasiunea celor care slujesc aici. Pasiunea pentru curăție. Și să spună, da, există oameni în adunare care vor ca adunarea să fie curată. Și poate că Duhul Domnului să lucreze prin dorința asta în fiecare dintre noi. Nu vom pune mâna pe bici. Poate că uneori folosim niște cuvinte mai tăioase, dar ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să folosească acele cuvinte pentru îndreptarea celor care au nevoie. Pentru că e nevoie de curățenie în casa Domnului. Știți, cea mai mare ispit, cel mai mare păcat cu care s-a confruntat poporul lui Dumnezeu din vechime și biserica din vremea apostolilor a fost amestecul cu neamurile și amestecul cu lumea. Nu a existat altceva mai mult decât atât. Și Dumnezeu le-a spus clar să nu vă amestecați, să nu mergeți după modelele lor, să nu le împrumutați comportamentele, să nu vă duceți după zeii aceia, să nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Și noi așa puțin câte puțin ne tot apropiem. Pentru că știți ceva, vă spun acum ceva care s-ar putea să vă pună pe gânduri. Cu cât suntem pasionați mai tare de Dumnezeu și de lucrarea sa, cu atât suntem mai puțin interesați și atrași de tot ce oferă lumea. Nu ne mai pasă. Se spune că Moise a disprețuit tot ce putea să dea Egiptul, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Era consumat de pasiunea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, un alt om al lui Dumnezeu care a fost mistuit de râvnă pentru curățenia bisericii, n-a fost un băiat dulce așa de zahăr care să spună doar ceea ce plăcea ascultătorilor și cititorilor săi. Întotdeauna i-a confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl primea de la Dumnezeu. Fie cuvinte blânde, bune, dulci, fie cuvinte aspre, care să-i îndrepte pe calea veșniciei. Și noi avem nevoie să fim îndreptați la fel și apoi prin harul Domnului să folosim aceleași metode ca Apostolul Pavel. Citiți în 1 Corinteni capitolul 5 și veți vedea ce atitudine a luat Apostolul Pavel în cazul păcatelor care erau cocoloșite în biserică. Spune el, încheie acolo, dați dar afară din mijlocul vostru pe răul acela. Prin autoritatea apostolică a dat pe mâna satanei pe cei care se făceau vinovați de păcate mai mari, mai grele și care erau adăpostiți în bisericile din care făceau parte. Toți cei care s-au ridicat vreodată în biserică împotriva păcatelor, a abuzurilor care se săvârșesc în ea, au fost pasionați de curățenia ei. Și v-aș da un exemplu. Știți, cred că, de Ioan Gură de Aur. A fost patriarhul Constantinopolului la un moment dat, secolul al IV-lea, cred, după Hristos. Și predica atât de bine omul acesta, avea un asemenea har în vorbire, o asemenea înzestrare, încât oamenii veneau cu mulțimile să-l asculte și erau plăcut impresionați întotdeauna. Dar atunci când s-a atins de pasiunea lor de a merge la hipodrom și de a urmări cursele de cai,
când a condamnat păcatul ăsta și pasiunea lor mai mare decât pasiunea pentru Domnul, atunci a început să-și taie craca de sub picioare. Și credincioșii nu l-au mai putut accepta. E adevărat, au fost puțini acei creștini duhovnicești care l-au plăcut și l-au susținut. Dar a atacat însă și păcatele împărătesei, păcatele regelui. Și în felul acesta iarăși și-a asigurat condamnarea și trimiterea în exil. Haideți să înțelegem că toți cei care îl slujesc cu pasiune pe Domnul Iisus Hristos vor arăta asta și vor suferi pentru asta. Dacă nu vreți să suferiți, înlăturați și pasiunea din slujire și nu veți avea de suferit. Nu vom avea de suferit nimic. Nu ne va durea inima, nu vom avea necazuri, nu vom avea nicio problemă, dar atunci când ne vom ridica împotriva păcatului, fie în casa noastră, fie în biserica lui Dumnezeu, vom începe să avem parte de suferință. Și spun asta nu încurajând condamnarea nediscriminatorie, așa cum ni se pare nouă. Dacă cineva nu ne convine nouă, îl condamnăm. Nu despre asta e vorba, ci vorbesc despre a te ridica în numele Domnului și a spune lucruri adevărate, lucruri legitime, lucruri care, da, dor, că întotdeauna adevărul doare, mai ales atunci când este resimțit puternic înăuntru inimii. Dar să știți, frați și surori, adevărul ne vindecă, ne face bine. Apatia spirituală ne face să îmbrățișăm atitudinea de tipul ăsta. Merge și așa, frate, nu e nicio problemă. Să iubim doar și totul va fi bine. Dar nu va fi niciodată bine. Niciodată nu va fi bine când vom adăposti păcatul și îl vom cocoloși și vom spune că merge și așa. Ceea ce a început să fie cazul în creștinismul evanghelic de mai mult timp. Ne luptăm cu intrarea asta a lumii și parcă nu putem să-i facem față. Și sunt creștini duhovnicești care resimt dureros această intrare a lumii. Cum să te ridici să spui că o îmbrăcăminte e indecentă? Că începem să punem mai mult accentul pe lucrurile exterioare decât pe lucrurile duhovnicești, când știm prea bine că apostolul Petru și apostolul Pavel au spus: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur și în alte lucruri exterioare, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Aș vrea să semnalez o problemă, dacă tot am ajuns la capitolul acesta al pasiunii pentru curăție. Cred că am ajuns la un moment în care punem accentul mai mult pe lucrurile astea exterioare. Și ne pasionează mai mult să venim îmbrăcați elegant la biserică, să fim admirați, să fim văzuți, decât ne interesăm să fim curați spiritual și să venim într-o stare bună, plăcută înaintea lui Dumnezeu. E păcat și încă în biserica noastră se mai ține o anumită linie. Dar mă uit în multe alte biserici creștine, evanghelice și îți vine să fugi când te uiți cum se îmbracă frații, cum se îmbracă surorile, vrând să fie remarcați, vrând să fie apreciați. Parcă am venit aici pentru ca să ne etalăm veșminte, daruri, posibilități. Frații, surori, nu pentru asta trăim. Nu asta ar trebui să ne pasioneze, ci slujirea Domnului. Eu nu cred că apostolii sau creștinii, lucrătorii creștini de la început, încercau să facă impresie prin modul cum veneau îmbrăcați. Da, nu spun, nu e nicio problemă să fii îmbrăcat bine. Să fii îmbrăcat bine, să fii curat, să poți fi acceptat de cugetele tuturor. Nu să fii ca un mizerabil. Dar nu punem accentul pe haine, nu punem accentul pe ceea ce se vede, ci punem accentul pe lucrurile care nu se văd, spune apostolul Pavel. Pentru că acelea sunt veșnice, acelea rămân, acelea satisfac sufletul cu adevărat. Nu punem accentul nici pe case, nici pe mașini, nici pe bogății, nici pe tot ce ne înconjoară în lumea asta. Pentru că oamenii lumii acesteia pun accentul pe astea și nu fac bine. Noi suntem un popor deosebit, condus de legi deosebite și nu trebuie să ne asemănăm în comportament cu ceea ce face lumea. Noi trebuie să fim sfinți
pentru Domnul. Și asta trebuie să fim până în ziua când îl vom întâlni pe Domnul Iisus Hristos, modelul nostru. Unde sunt eu, a spus El, va fi și slujitorul meu, adică mă va urma, și cu asta trec la partea a doua. Am spus despre pasiunea pentru curăție, curăția personală și curăția bisericii, în al doilea rând pasiunea pentru însuși Iisus. Noi trebuie să fim pasionați de Iisus ca să avem pasiune pentru slujirea Lui. Spunea Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, și să-L cunosc pe El ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Asta e pasiunea mea, cu alte cuvinte, spunea Apostolul Pavel. Să-L cunosc pe Iisus, și pentru asta El a renunțat nu numai la păcate, la lucruri condamnabile, ci a renunțat și la avantaje materiale, avantaje pământești, interese cu care putea să-și trăiască viața și să o ducă bine pe pământ. Dar Apostolul Pavel le-a socotit pe toate ca un gunoi. E un cuvânt greu acolo, nu vi-l spun. Dar să știți că și noi trebuie să socotim toate lucrurile care-s din lumea asta, cu care ne îmbie Satan, ca un gunoi, ca să-L cunoaștem mai mult pe Iisus Hristos. Și să fim pasionați de El. Eu mă gândesc la mine, nu mă gândesc la dumneavoastră, în primul rând, când spun lucrurile. Pentru că observ în mine o tendință de îndepărtare, de pasiunea pentru Iisus Hristos, pentru cunoașterea Lui. Și nu mă mai pasionează lucrurile Lui. Le consider prea extremiste, prea mult, domnule. Cum să-ți ceară Domnul Iisus să renunți la tot ca să-L urmezi pe El? Dar așa a spus. Uitați ce a spus El. Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Par lucruri bune, cum să nu-ți iubești familia, mama, tata, copiii, cei dragi, să nu ți-i iubești? Nu, să-L iubești pe Domnul Iisus mai mult, deasupra oricărei alte iubiri, deasupra oricărei alte pasiuni, să fie pasiunea pentru Domnul Iisus, să-L cunoști pe El. Ce înseamnă să-L cunoști pe El? Cum adică să faci din asta pasiunea vieții tale? Adică să stai mai mult cu El, să împărtășești mai multe din viața ta cu El și El să aibă părtășie cu tine, să te bucuri de o relație vie și caldă în fiecare zi, nu doar când vii la adunare, dar eu sunt convins că cine face din cunoașterea lui Iisus doar o preocupare la adunare, nu va avea niciodată pasiune pentru Iisus. Pasionat de Iisus înseamnă să-ți începi ziua cu Domnul Iisus, cu Cuvântul Sfânt, să fii entuziasmat să deschizi Biblia, nu să o deschizi așa în plictiseală, hai să vedem să mai citim un verset, două azi. Nu, să abia aștept să se facă ziua ca să pui mâna pe cuvântul Domnului și în timpul meditațiilor din noapte, dacă mai e vorba, mai poate fi vorba de așa ceva, să te gândești la lucrurile Domnului Iisus Hristos. Urmează-L pe Iisus, așa spunea Domnul Iisus Hristos acolo, da? În Ioan 12. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Să mă urmeze. Și cuvintele acestea trebuie să ne vorbească greu. Ce înseamnă asta să-L urmeze? Vorbim foarte mult despre urmează-L pe Iisus, dar eu mă întreb cât îl urmăm noi în realitate pe Domnul Iisus. Că teoretic putem să spunem multe, dar viața noastră ne dă de gol. Pasiunile noastre arată pe cine urmăm, știți? Dacă eu toată ziua mă ocup de lucrurile lumii, lucrurile materiale, nu pot să spun că vreau să-L urmez pe Domnul Iisus. Ar însemna să fiu un ipocrit. Poți spune cu sinceritate că ești pasionat să fii ca Iisus? Asta înseamnă să-L cunoști. Să semeni cu El. Să acționezi precum El. Să fii întristat în inima ta de păcat. Nu să fii apatic, indiferent, n-au decât să păcătuiască pe mine, mă doare. Frați și surori, noi avem datoria aceasta să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să trăim frumos în adunare și în afara ei, să nu se poată spune nimic rău de noi, să fim ireproșabili.
Asta înseamnă să-L urmăm pe Domnul Iisus. Și da, Tatăl îi onorează pe cei care sunt pasionați de Iisus. Uitați-vă versetul, partea finală a versetului 26. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Asta înseamnă că dacă noi slujim cu adevărat pasionați, Tatăl nu ne cinstește nici acum și nu ne va cinsti niciodată. Să nu ne înșelăm. Tatăl cinstește doar pe cei pasionați de Domnul Iisus, doar cei care slujesc cu pasiune și cu celelalte calificative pe care le-am auzit în duminicile trecute în dreptul slujirii. Putem fi pasionați de multe nimicuri din viața și din lumea asta, dar pasiunea pentru Iisus le va neutraliza, le va elimina pe toate. Matei capitolul 6, versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu putem! Am vrea noi să facem asta, nouă câteodată ne-ar conveni să putem, dar nu putem pentru că inima e prea slabă. Inima noastră e prea slabă ca să poată iubi două lucruri, două persoane în același timp. Nu putem să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos și să iubim în același timp lucrurile lumii acesteia. Nu putem! Cu cât îl iubim mai mult pe Domnul Iisus, cu atât se vede în viața noastră, prin curățenia noastră, prin sfințenia noastră, prin pasiunea pentru Iisus. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? A întrebat Domnul Iisus pe Petru, după înviere. Se pare că acolo ar putea fi interpretat și mai mult decât acestea, printre care pasiunea lui Petru pentru pescuit. Mă iubești tu mai mult decât pasiunea ta pentru pescuit? Poate avem și noi niște pasiuni așa inofensive. Dar Domnul Iisus ne întreabă astăzi, mă iubești tu mai mult decât pasiunea ta pentru aceea? Și i-a spus după aceea, vino după mine, vino după mine. Aceeași poruncă, să-L urmăm pe Domnul Iisus. Unde este Iisus, slujindu-i pe oameni, acolo trebuie să fim și noi slujitorii Lui. Acolo e locul nostru, în slujirea oamenilor, nu în slujirea lucrurilor materiale. Noi nu trăim, frații și surori, pentru bogăție. Nu trăim pentru lucruri materiale, pentru că acestea se dovedesc înșelătoare pe termen lung. Au fost alții care le-au acumulat și la urmă au spus, totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă suntem angrenați în asta, dacă suntem angrenați în lăudăroșia lumii, în slava deșartă, ne vom trezi la capătul vieților că ni le-am mirosit. Luați bine aminte la ce spun. Ne vom mirosi viețile investindu-le în lucrurile materiale. Dar atunci când ne consumăm în lucrurile lui Dumnezeu, în pasiunea pentru slujire, în pasiunea pentru Domnul Iisus Hristos, vom descoperi la capăt că am trăit o viață plină de semnificație, plină de sens. Dumnezeu să ne dea harul acesta, să trăim o viață pasionată pentru curăție și mai ales pasionată de Domnul Iisus Hristos și de slujirea Lui. Amin. Am dorit ca întreaga adunare să fie pasionată de slujirea Domnului. Haideți în continuare să cântăm cântarea care ne caracterizează anul acesta. Cântarea bisericii în ce privește slujirea. 385 în laudele Domnului. Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă El la rând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sângerând. Thank you.
să încheiem cu rugăciune, mulțumindu-i Domnului pentru harul care ne-a binecuvântat și în același timp să ne ajute El, cuvântul Lui, să iei chip în noi. Vedem să ne ridicăm în picioare și rog pe prelitii vrăbior să ne conducă în rugăciune. Te slăvim, Tatăl nostru, și îți mulțumim că e atât de minunat în prezența Ta. Îți mulțumim că și în ziua aceasta, din nou, dragostea Ta ne-a strâns la un loc și îți mulțumim că ne-ai făcut parte de această frumoasă părtășie. Doamne, ne bucurăm că am putut împreună, ca și copii ai Tăi, să ne închinăm înaintea Ta. Am putut să înălțăm numele Tău prin cântare, ne-am bucurat la frângerea pâinii, la masă împreună cu Tine, unii cu alții, și îți mulțumim frumos că ne-ai hrănit sufletele și prin cuvântul Tău. Întărește toți slujitorii Tăi și din biserica aceasta locală, frați, surori implicați în cântarea de laudă, în lucrări cu copii, lucrări de tineret, frați slujitori, prezbiteri, diaconi, fie harul Tău bogat și felurit peste ei toți. Te rugăm să binecuvintezi familiile noastre și viața care mai rămâne de trăit în trup. Vrem, Doamne, să ne ajut să Te slujim cu bucurie, să Te slujim cu pasiune și slujirea noastră să fie o slujire de calitate care într-o zi va fi bine recompensată de Tine. Îți mulțumim pentru tot harul din ziua aceasta. Ne încredințăm la despărțire în mâinile Tale, Te rugăm să iei în mâna Ta și slujirea de după amiază, în orice loc unde se cheamă numele Tău, peste întreaga legătură frățească, să reverși pacea Ta, să reverși binecuvântarea Ta, dă biruință din nou în cântare, în rugăciune și slujirea fraților și numele Tău să fie onorat, slăvit și preamărit prin Domnul Iisus în veci. Amin. Nu luați loc. Dacă în încheierea timpului de părtășie este vreun salut, vreo comunicare care privește biserica, rugăm să se facă. Dacă nu este nimic de anunțat, încă o dată mulțumim tuturor celor care ați participat la închinare, la părtășie din dimineața aceasta. Cred că nu vă pare rău ce ați fost zidiți și îmbărbătați și încurajați de cuvântul Domnului. Săptămâna aceasta în care ne-am intrat, ne vom ruga pentru familia Temneanu, Stelică și Lidia, copiilor, și ne vom ruga și pentru Tofan, Iulian și Sara. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să-i călăuzească și să-i facă vredni slujitori ai Domnului. Și nu numai pe el, ci pe noi toți. Vă încredințăm pe toți în mâna lui Dumnezeu, harul lui să fie cu fiecare dintre noi și cu călăuzirea și însoțirea Domnului. Închinarea noastră continuă la casele noastre. Fiți binecuvântați, adunarea este liberă.